Bună ziua, Adrian Marin sunt și bine ne-am întâlnit la emisiunea noastră Arena Sportivă. Invitatul nostru de astăzi este domnul Cătălin Alexandru. Bună ziua, Cătălin! Bună ziua! Cred că cel mai fascinant colecționar de obiecte sportive, de trofee nu din orașul nostru, din Moldova. Cătălin, poți să ne spui cum a început aventura ta, care este aici vizibilă pe masă? Nu trebuie nici să spunem două cuvinte. E clar ce ne așteaptă în următoarele 50 de minute. E o pasiune, cred că, pornită din copilărie. Fiind un pasionat al fotbalului, al sportului în general, ieșean, Da. strict ieșean, mergând la meciuri, la fotbal, chiar la handbal, basket și volei, mi-am insuflat, cred că. Nu ești singur, sunt atâția care adună, Încet, dar încet am la adunat, acest nivel, am nu? început să le adun așa, încet, încet, cu bilete rămase de la vremurile respective, cu programe de meci, dar după Revoluție, cred că au început Să mai. amintești un an când ai izbucnit deodată, când ai realizat, când ai conștientizat că toată colecția, tot ce ai început să adun trebuie dezvoltat? Cred că la un nivel mai mare, așa am început cam de acum 7-8 ani. Cam acum, cine ți-a stârnit pasiunea? Cine ți-a dat acel declic? Făceam schimburi cu diversi colecționari din țară, materiale sportive. De exemplu, eu găseam în târgurile din Iași sau pe unde mergeam, găseam programe de meci cu Petrolul Ploiești, Dinamo București, Steaua Așa. București. Automat aducând, dacă prin schimburile pe care le realizam, aduceam acasă materialele sportive ce țineau de zona Iașului, strict doar de zona Iașului. Iar fetița mea, într-o seară, mi-am scos toată colecția și încercam să mi-o aranjez, Așa. mi-a spus că, tati, cred că poți să faci un muzeu. La Plecând de cât? la, da, plecând și dezvoltând ce aveai la momentul Exact, la respectiv. momentul respectiv. Acum vreo 7-8 ani, nu? Da, acum vreo Cam așa. 7-8 ani, în schimb. Acum, după 7-8 ani, colecția este mult, 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 mult S-a, mai da, mare. s-a S-a mulțit. mulțit, Și e într-adevăr. clar, e pe plan local, deci Doar este strict pe planul, relevantă deci este pentru Iași, pentru exact, sportul strict doar ieșean. pentru sportul ieșean. Clar, sportul rege, fotbalul predomină, pentru că e sportul rege, asta se cheamă sportul rege, dar dețin materiale și din box, Da, poți să ne prezinți cum ar fi cam centura așa Iașului ce trebuie să povestim aici. la box din 1973, tot achiziționată din Târgu Leșean, din celebrul Talcioc. Din Talcioc. Deci Așa, sunt piețe de unde poți de unde poți achiziționa găsi. Da, și de unde unde nu poți. se găsesc tot timpul, dar la momentul respectiv soarta îți surâde și asta e adusă de la un fost colecționar, Știi cum, nu de la un fost, obiectul își caută omul. exact, de la un colecționar din Brăila. Ce reprezintă? E Dacă pot să centura, împățișez la da, cameră un pic. centura Moldovei la box. Iași 1976. Rătăcită la Brăila. Rătăcită pe la Brăila, adusă pe destui bani, nu aș vrea să spun că. Adusă la Iași. Tot ce contează este că este în colecția mea și în colecția Iașului în general, nu numai a mea. Pentru că eu vreau să realizez un muzeu la Iași. Asta e Strict, proiectul despre este un care proiect pe care. începem cu ce ar fi trebuit să, de fapt, să vorbim la urmă, dar spunem proiectul și apoi vedem cât de important este ca aceste obiecte și multe altele pe care le posezi să ajungă într-un loc public, într-un loc vizitabil, să spun așa. Deci, care e proiectul tău? Cum îl gândești tu? Plecând de la ce mi-a spus copilul meu să-mi fac un muzeu, chiar a venit un declic din ăla la momentul respectiv și chiar mi-am zis că eu chiar am să fac un muzeu, pentru că era păcat. În schimb, este și păcat să le țin acasă. Lucrurile astea trebuie văzute de toți locuitorii orașului, așa nu numai, și cei care ne vizitează. Ce ai aici în față? Te Aici rog. am printre Ca cele să mai prezentăm, da, avem timp destul să prezentăm printre cele mai obiect. valoroase obiecte, este un carnețel din Așa. 1959-60, este anul când o echipă din Iași de fotbal promovează în Liga 1. La vremea respectivă se chema Clubul Sportiv Muncitoresc Studențesc Iași, a nu se confunda cu actualul CSM Politehnica Iași, sau fost CSMS Iași. Înăuntru carnețelului este tot lotul prezentat,
Practic sunt două carnete, nu? Din ce sunt două carnete, dar desfăcut și pus într-o ramă, a fi prezentat într-un mod mai plăcut și vizibil. Ce sportivi, ce jucători păi găsim aici, putem evoca? Nenicu Nicolae Ursache, nu pot să-mi permit chiar să spun Nenicu Ursache, cu toate că mi-a fost și antrenor, am jucat și fotbal. Iar dumnealui a fost unul din antrenorii mei. Dumnezeu să-l ierte că domnul nu mai este printre cei vii. Iar un personaj, cred că, care este destul de cunoscut este Emil Alexandrescu. Este chiar aici. Este fostul primar al Iașului și cel care și denumirea stadionului Copou, care se numește numele stadionului. De exact, da. Exact. Care din ei? Interesant. Deci, Emil Alexandrescu. Uite ce istorie ai aici. Na, printre cele mai valoroase. Mai am aici și am un program de meci. Puțină lume știe și puțin din eșeni știu că Politehnica Iași în 1979 joacă într-o finală de cupă în România. Este singura finală de cupă a Federației Române de Fotbal. A nu se confunda cu Cupa României la fotbal. Federația Română de Fotbal în 1979 spun că vor să facă și ei o cupă. Cupa lor, să fie a lor, Cupa Federației, dar este singura ediție care s-a disputat. Aha. Nu s-a mai disputat, a fost prima și ultima ediție. Puțin știu, da, că Politehnica Iași ajunge în finală la 27 mai 1979, jucând cu Universitatea Craiova, celebra Universitatea Craiova, deja care erau în formare. Pe dacă citesc puțin numele la lotul Universității Craiova, cred că spune multe. Boldici, Negrilă, Ștefănescu, Bumbescu, Purimea, Țicleanu, Beldeanu, Donose, Crișan, Cămătaru, Cârțu. Dar nici cu echipa așa nu ne făceam de rușine. Da. Cu toate că la meciul respectiv am pierdut cu 4-1, cred că, dacă mi-aduc bine aminte. Așa, din echipa aia și făceau parte Naste, Romilă, Romilă 3, Sofian, Mureșanu, Mihalcea, Romilă 2, Simionaș, Florian, Ionescu, Costea și Cernescu. O echipă care cred că la ce se joacă acum în Liga 1, cred că câștigam lejer campionatul. Așa, s-a disputat la Brăila, programul este editat de clubul din Brăila. Nu aveau voie să editeze programe cei din Craiova sau cei de la Iași. Da. Să editau programe doar cei de la Brăila care erau organizatorul competiției, finalei. Un detaliu important. Da. S-a disputat în fața, dacă nu mă înșel și din date care le cunosc, a 15.000 de spectatori. Universitatea trecând în semifinale de Steaua, după ce a bătut pe Steaua cu 10-0. Și spuneai că acesta a fost editat în tipărit în... Da, nu puteau să aibă decât cei care au fost la mine, deci 15.000 de spectatori. Dar e un lucru destul de rar, nu știu cât se pot lăuda în țară la ora actuală, nici cei suporterii craioveni, nici ai noștri de la Iași, dar nu cred că aveau nu știu dacă din Iași au foarte mult cunoștință că Iașul a jucat totuși o finală de cupă. Da, da, da. La nivel de seniori vorbesc. Este o informație pentru microbiști relevantă, cred eu. Altceva, ce mai ai din zona fotbalului? Masa este plină cu obiecte. Avem fulare. Avem fulare. Emise de club. Emise scoase de club. Făcute de club. Materiale. Să arăți ceva? Un fular care ți-e mai drag? Am și aici, dar sunt fulare scoase de club. Printre cele, la dumneavoastră acolo, cel cu Asta? Este primul fular scos de suporteri. La Iași. Efort să-l extrag de aici. În 2004. Poftim. Este scos de pentru suporterii ieșeni. Anul 2004. După care clubul începe să scoată fulare pe piață de fel de fel de modele. L-am și pe cel cu Shakhtyor care când au jucat la Iași. Până acum. Sunt fularele de brigadă. De brigadă, iar care au fost scoase de suporteri. Aici asta ce istorie are? Ce poveste are? Este un fular scos de cei de la Setore Ultra, se chema gruparea respectivă. Ce înseamnă Ultra? De ce spun Ultra? Ultra și e o formă de organizare a suporterilor. Ultra și nu sunt chiar celebri hooligans care se confundă de mult. În sociologia sportului. Exact. Automat însoțesc și cei de la hooligans însoțesc și ei, echipele favorite în deplasări, acasă, automat. Dar însoțesc și cei care sunt ultra și sunt grupări mai moderate.
Da, da, da. Și prin pasiunea lor merg alături de club, în deplasări, pe banii lor, pe timpul lor liber. Iar ei sunt scoase de către ei, de către membri. Dacă membrii erau în jur de 25, 25 de fulare erau. Ei, Prin astea deci se reprezentau. Ediții limitate, sunt ediții limitate, da. Astea scoase de actuale, de la băieții de la Peluza Nord. Dacă poți să-l arăți. Scoase recent. Așa, altceva? Cele mai interesante trofee pe care ai putut să le aduci azi, da, nu cred că poți să le nostru, dar să ne arăți câte așa, ceva. Ce ține de materiale pentru suport. Aici am o șapcă. Te rog. Așa, scoase de clubul Politehnica Iași. În anii 2008-2010, cu semnătura lotului la momentul respectiv, Nuno Virus, Crăitorul, Răzvan Pleșca, Ionuț Bâlbă, celebru Ionuț Bâlbă, și tot așa achiziționată de pe piață de la un domn care a dorit să vândă acest lucru și era păcat să ajungă într-un tomberon sau eu am cumpărat acest produs. Practic, ca marea majoritate a produselor care le-am sunt cumpărate. Sau sunt și donații. De sacrificii personale. Sunt și donații făcute de către foști jucători sau chiar și de suporteri. Deci nu. Dar marea majoritate sunt cumpărate pe bănuții, într-adevăr. Deci sacrificiu, da. Aici avem insigne. Așa. Scoase de Clubul Ieșean, Politehnica Iași, și sunt cu diferite modele. Până la cel actual, Politehnica Iași vechi, Clubul de Fotbal Politehnica Iași, Clubul Sportiv Politehnica Iași, Politehnica Iași anii 2000, astea sunt 70-80, anii 2000, ACSMU, după ce s-a desființat, a apărut ACSMU, Politehnica Iași. S-a schimbat din nou și pe aia au devenit CSM Iași. Mai am niște insigne aici, tot așa de la cluburile vechi ale Iașiului, Clubul Sportiv Municipal Iași. Am două insigne, plus Liceul Sportiv numărul 2 Iași, Școala Sportivă Unirea Iași, la fel Clubul Sportiv Școlar Unirea Iași, Fortus Iași, Terom Iași, Penicilina Iași, Nicolina Iași, celebrul Nicolina Iași, un centru de haltere, box, lupte, care au format... Mai funcționează acum? Din câte știu eu, nu cred că mai funcționează. Sau dacă funcționează, nu cred că mai are succesul și faima de altă dată. Și cum explici faima de atunci și copiii erau redirecționați spre sport, e clar. Nu aveau atâtea mijloace la dispoziție ca copiii din ziua de azi. Iar copilul, dacă dorea să se afirme sau dorea... se dezvoltau prin sport, e clar lucrul ăsta. Iar cluburile, vă arăt toate lucrurile astea și cu insigne, tot ce scoteau, materiale promoționale scoase de club, cluburile reușeau să supraviețuiască la vremea respectivă, nu doar din banii bugetului, consiliului local sau primăriei la vremea respectivă, cum erau, se autofinanțau, încercau să se autofinanțeze prin legitimații. Păi am aici o legitimație de membru cotizant, scos și emis de clubul Asociația Sportivă Constructoriaș 1959. Deci cine devenea membru cotizant și dorea o legitimație, dar trebuia să cotizeze 1 leu, 2 lei, 3 lei. Banii ăștia toți se adunau, câți membri erau? 500, 600 de membri, 1000 de membri. Și toți banii ăștia erau folosiți în detrimentul clubului respectiv. Pentru clubul respectiv. În avantajul clubului respectiv. Lucru care s-ar putea face și în ziua de azi. Se face și în ziua de azi pe materiale promoționale pe care le scoate clubul din copou actual, pentru că cei de la basket nu am văzut la ora actuală, cei de la vole nu am văzut la momentul actual să scoată ceva materiale promoționale. Dacă dorești să-ți iei ceva material promoțional de la basket sau de la vole, nu reușești să-ți iei, pentru că nu ai de unde. Cei de la fotbal sunt prin departamentul lor de marketing care este acolo și condus chiar de un fost lider de galerie de la noi, domnul Sergiu Merinte, un om deosebit, chiar se ocupă foarte bine de... Aveți o organizație specială a suporterilor? Există, dar este independent, nu aparține, nu au o colaborare strictă cu clubul sportiv al Iașului, cu echipa de fotbal a Iașului. Băieții fac deplasări strict
ce ține de deplasările clubului de fotbal, în marea majoritate, merg și la basket și mai susțin, în limita timpului disponibil pe care l-au fiecare, merg chiar și eu și cu fetița mea, mergem la, mergem la galerii, la fel, în limita timpului, pentru că ca să pot aduna toate lucrurile astea, trebuie să și muncesc, să pot să achiziționez toate lucrurile astea. De asta spun că singurul club care încă dorește să facă, vrea și încearcă să facă ceva, ei sunt cei de la fotbal. Am înțeles că și la basket acum și cel feminin și cel masculin încearcă să promoveze, încearcă să-și facă un departament de marketing și să promoveze lucrurile astea și se încearcă cumva să se autofinanțeze, pentru că acum am înțeles că dispare și Fundația Sportului Ieșan, se spune, e doar un zvon, dar la noi de la un zvon până la pune practic e destul de aproape. Și încearcă și să se autofinanțeze. De asta și denumirea mea pe care eu vreau să dau muzeul, Muzeul Suporterilor Iași, Socios Iași. Socios înseamnă o comunitate de suporteri. Chiar vreau să te întreb, că te-am descoperit pe Facebook prin Da, este o comunitate de suporteri care este bine dezvoltată în afară, în general. Dacă nu mă înșel, Barcelona și cu Benfica, Lisabona au... cea mai mare comunitate de socios din lume la ora actuală. Bine, mai sunt cei din America de Sud, River Plate, echipele mari și foarte bine înfipți în proiectele astea de socios. Și sunt cluburi care se autofinanțează. Automat, prin asociația pe care vreau să o fac, eu vreau să deschid muzeul ăsta, iar tot ce voi strânge, cine va dona sau toate, nu știu cum o să fie, pentru că e doar un proiect pe care îl duc treptat. Cine sper să te sprijine sau cui dorești tu să atragi atenția? Da, pentru cred că m-ai întrebat destul de bine, pentru că eu vreau să, e o colecție privată, e colecția mea personală, pe care vreau să o doresc practic Iașului, să o donez prin muzeu care va... Sper, să o faci vizibilă, exact, da. Exact. În primul rând vreau să pentru toți cei care au jucat pentru cluburile ieșeni să simtă și ei chiar importanți, vreau să spun, și să nu creadă că cineva i-a uitat. Nu doar nostalgie, pur și simplu istorie culturală, sportivă. Exact. Și automat și toți locuitorii Iașului și cei care ne vizitează. Păi de ce nu m-ar include și pe mine într-un circuit, cum sunt celelalte muzei? Fac ceva cultural, nu fac ceva rău. Deci prezint niște oameni care au jucat și au muncit pentru orașul Iași. Și pentru... Aici, la televiziunea noastră, la Polonia, este prima dată când vii și prezinți așa colecția? La televiziune, este prima dată. Un pic speriat când am văzut ce ai, ce ai adus cu tine, propriu-zis. Este o mică parte. Te rog să precizezi. Ce mai ai? Ce nu e aici? Mai și revenim la obiecte. Mai sunt foarte multe tricouri. Aici am tricouri de la fotbal, de la basket, donate, cumpărate și donate de fost jucători. Marea majoritate al tricourilor, fularelor, tot ce vedeți, sunt cumpărate. Dar s-au gândit și foști jucători și cei care au evoluat pentru echipele ieșene să-mi doneze tricourile lor. Am... un tricou drag mi-e tricou de la suporteri, băieții veseli. Deci, acesta este. Da, este a băieților din galerie. Să tragem un pic. Te rog să... E un obiect care cred că merită, nu? Văzut, prezentat? Da, sunt, chiar l-am de două ori în colecție, odată cumpărat și odată donat de cei de la băieții veseli. Sunt băieții care fac deplasarea cu echipele ieșene. Și e păcat să nu-i promovăm, pentru că merg pe cheltuiala lor. Chiar acum pe 22 aprilie merg la Chișinău la o competiție. Îmi pare rău că nu am adus, chiar pot să spun că le-am uitat acasă, diplomele de participare din 2013, 2015, 2016 care au jucat la Chișinău într-un turneu al membrilor de galerii, 8 din România, 8 de peste Prut, din Republica Moldova. Din Moldova, de fapt, nu e Republica Moldova pentru mine. Din Moldova. Da, acolo se întâlnesc și se cheamă Cupa Unirii. Și anul ăsta va avea loc tot pe 22 aprilie la Chișinău, băieții se vor strânge acolo, chiar le urez succes pe această cale și le mulțumesc pentru tot ce fac și pentru mine și cât de mult mă ajută cu diverse materiale, bilete de meci, programe de meci, diplome, ce pot și ei. Atât cât pot și cât cred că pot să despartă de lucrul respectiv, pentru că nu pot să forțez pe cineva să despartă de un obiect anume. Cine dorește... Decât dacă îi vezi locul într-un loc important, într-un loc cultural. Exact. Am tricoul de joc din perioada Politehnica Iași,
al lui Adrian Cristea, nu, al lui Andrei Cristea, pardon, ca să nu confundăm cu Adrian, cel care a jucat-o pentru Iași, a jucat și pentru Dinamo, acum la Concordia. Deci juca la momentul respectiv pentru Politehnica Iași, nu se confunda cu actualul club din Copou. Andrei Cristea a avut amabilitatea să-mi dea tricou, spunând că e păcat să stea la el și mai bine să rămână în colecția cuiva care vrea să facă ceva pentru, da, pentru orașul. Da, să precizăm că nu facem reclamă. Nu facem reclamă și nici. Simplu, e obiectul istoric și exact, nu putem șterge de pe el prezența. Branduirea care era la momentul respectiv. Da. Mai am un tricou care pot să-l scot rapid aici de lângă mine. Este un maieu de joc al fetelor de la basket. Polinațional Iași. Și cu semnături este... A fost jucătoare Sorana Gavrilescu, actuala antrenoare. Mulțumesc tuturor fetelor, se vor bucura. Se vor bucura, da. Mulțumesc membrii fetelor care au avut amabilitatea de a semna și antrenorului. Niște nume? Da, Danila, Ramona Dănălache, a Ursulesei, Anca Ciotâr, Măgurean. Deci sunt fetele aici, Putnariu, chiar e lotul actual. Da, lotul actual. Da. Mai sunt niște fete care au jucat pentru noi, cum e Elia Galdeira, dar au părăsit Iași între timp, tot datorită faptului că nu se găseau veșnic, nu se găseau și nu se găsesc bani pentru sportul ieșan. Iar dumnealor, păcat, jucătoare foarte bune, au părăsit Iașul. Ești o enciclopedie. Aici chiar vreau să prezint și un tricou de la rugby. Te rog. Este un tricou donat. Mai sărind din fotbal în alte. Da, pentru că dacă se... Mărimea tricoului este exact corespunzătoare. Un jucător de rugby, da. Domnul Bogdan Budișteanu, fostul jucător, a avut amabilitatea la fel să-mi doneze acest tricou. Așa, mai avem un tricou aici donat de la fetele de la Navobi. Clubul de fotbal Navobi, tricou aparținând de fete, da? Da, fotbal feminin, tricou aparținând Anei Maria Roșu, foste jucătoare și actuale arbitre de fotbal. Așa. Bilete de meci de la un celebru Politehnic Iași Fotbal Club Vaslui. Așa. Sunt o parte din bilete, biletele sunt mult mai mult în colecție. Primul bilet în nocturnă. Prezintă la cameră, așa, din? Așa, 2006, da. 3 noiembrie 2006, e primul meci disputat în nocturnă, este bilet de colecție, chiar și pe el scrie, bilet de colecție. Da. Așa, de la meciuri cu Ceahlăul, Dinamo, Oțelul, Steaua, toate de la Iași disputate. Pandurii, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Rapid București și un bilet Politehnica Iași, Șahtior Donețk. Cum le vezi expuse aceste obiecte? Tot în rămate. În rămate, pentru că stau mult mai bine în rămate. Mă întreb cât spațiu ți-ar trebui gestionat. Destul de mare, pentru că colecția este foarte mare. Dacă stai de vorbă cu cineva și îi spui cam ce colecție ai, mulți nu își închipă, nu își dau seama nivelul la care ești. Decât dacă observă și vede cu ochiul liber. Care este cel mai mare obiect din colecția ta? Mi-ai spus. Cel mai mare obiect este fosta tabela stadionului din Copou. Cum ai reușit să pui mâna pe un asemenea obiect? Era păcat să fie tăiat. Asta era păcat să fie tăiat și aruncat la fier vechi. Așa că mi-am lăsat în colecție, a ajutat, fiind tot așa de cineva din partea clubului de acolo, pentru că era păcat să fie aruncat și să stea lângă un gard aruncat. Da. Și consider că e un obiect important. E un obiect important pe care îl voi recondiționa. Ocupă cât? Un perete foarte mare. Ocupă și destul de grea. Dar o voi recondiționa. M-am apucat și de recondiționat și sper să o aduc la un nivel optim.
Mai avem aici un carnețel, da, un abonament. Un abonament straniu. Da, scos la vremea respectivă de Uniunea de Cultură Fizică și Sport, Consiliul Regional Iași. Cu acest abonament, domnul care cotiza, intra la toate evenimentele sportive situat pe raza orașului Iași. Cu acest abonament, indiferent cât disciplina era, fotbal, basket, volei. Avea un preț serios sau? Nu cunosc la vremea acum. Cam, nu apare, nu este precizat. E clar că aici scrie, are liberă intrare la toate manifestațiile sportive care se desfășoară în cadrul regiunii. Un abonament universal. Universal. Deci cu se mai practică așa ceva? Nu, se mai... nu cred. Nu cred pentru că nu. Pentru că merg și la volei, merg și la basket, merg și la fotbal. Iar nu am văzut pe nimeni să mai intre. Toate că aș îndruma toate cluburile din Iași să facă lucrurile astea. Să nu mai stea nimeni cu mâna întinsă la autorități așteptând banii aia să vină. Să încercăm să ne autofinanțăm. Publicul din Iași, să știți că este dornic de sport. E dornic să meargă la manifestații, la manifestări de sport în general. Cătălin, îți mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru această primă întâlnire. Și cu siguranță reluăm povestea și cred că vom face o filmare, dacă ești de acord, și în mediul tău personal, da? Și vom vedea și alte obiecte și îți doresc ca proiectul tău să capete contur, să se materializeze într-un muzeu. Mulțumesc frumos, aștept totuși doar în momentul în care voi termina cu actele care sunt implicat. Da. Voi merge și la autoritățile locale. Nu doresc decât un spațiu. Un spațiu pe care să mi-l administrez din fondurile proprii pe care o să le realizez. Dar aș dori un spațiu și cu o chirie modică. Nu voi desfășura acolo activități de bar sau alte, evident, alte minuni. Evident. Doar strict ceea deci ce înseamnă. Deci o acțiune culturală, tot ce voi strânge, toți banii vor fi automat. Voi avea grijă și de muzeu ca să meargă în continuare totul să decurgă. Da, normal. Dar tot ce va rămâne va fi donat către copii și juniori, foștilor jucători care trăiesc în mizerie și tot așa, și actualor cluburi care vor avea nevoie. Da. Mulțumesc încă o dată pentru această excursie fascinantă. Cu mare drag, vă mulțumesc și eu de sportului local. Pentru invitație. Vă mulțumesc și vouă și ne vedem data viitoare la emisiunea noastră Arena Sportivă. Numai bine!